Miss Probabil Kitchen a fost pentru noi o descoperire mai mult virtuală, pentru că noi v-am descoperit pe Facebook. Și, sincer vorbind, nu eram așa de la start convinși că veți face față așteptărilor noastre. Dar a fost o alegere corectă. A fost bucătăria visurilor mele, dar cu ajutorul designerului Dan Plămădeală, care este un băiat foarte ingenios și care are o forță de convingere foarte bine dezvoltată. Îi mulțumim lui că a avut curaj de convingere și a avut răbdare cu noi, pentru că nu eram gata la o bucătărie așa mai inovativă, mai nouă, mai nu ca la toți. Așa am spus eu, că vreau o bucătărie nu ca la toți. El a fost bravo, dar ne-am ciocnit cu alegerea nuanței bucătăriei. Nu eram încă atât de pregătită să știu că va fi într-o o nuanță prea așa pentru mine închisă. Când am văzut proiectul, m-am liniștit și am spus că da, cred că asta va fi alegerea potrivită. Al doilea moment a fost că nu ne-am așteptat că va fi făcut în termen, executată comanda în termen, și băieții au fost foarte bravi și receptivi. În privința la montare a fost extraordinar, nu m-am așteptat. Ei au lucrat într-atât de curat, într-atât de atent, la orice mic detaliu, bravo băieților și de la montare și colectivului vostru, sunteți foarte bravo, sunteți o echipă foarte ingenioasă, curajoasă, dați putere oamenilor să decidă, pentru că e foarte greu să te decizi la o bucătărie care nu o faci pentru un an, doi, o faci ca să fie pe mai mulți ani, să fie rezistentă, frumoasă și nu ca la toți. Miss Probabil Kitchen este pentru cei care vor să fie individuali, deci în alegerea bucătăriilor. Vă mulțumesc, Miss Probabil Kitchen, și sperăm că ne vom mai întâlni!